Bun găsit, oameni buni! La o nouă emisiune, invitatul de astăzi este inginerul Sucaciu Gheorghe, candidat independent la primăria Făgăraș. Bun venit în studio! Bună ziua! Înainte de a, începe, de a începe emisiunea, trebuie să vă reamintesc obligațiile care vă revin în cadrul unei emisiuni electorale. Articolul 71 din legea electorală spune că, în cadrul emisiunilor electorale, candidații următoarele obligații să nu pună în pericol ordinea constituțională, ordinea publică, siguranța persoanelor și a bunurilor. Să nu facă afirmații care pot aduce atingere demnității umane sau moralei publice, să probeze eventualele acuzații cu incidență penală sau morală aduse unui alt candidat, să nu incită la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naționalitate, sex, orientare sexuală sau etnie. Odată obligațiile aduse la, cuno la cunoștința dumneavoastră, trecem la subiectele pe care le vom discuta. Aș vrea să discutăm despre cum vedeți dumneavoastră funcționarea primăriei. Dar înainte de acest subiect, de această temă, aș vrea să vă ascult părerea vis-a-vis -vis de ce s-a întâmplat ieri în oraș, mai, mai precis după ce acea, după ploaia care a fost cu o seară înainte au fost străzi întregi rețelele de socializare au fost pline de poze cu străzi întregi inundate și vorba aceea supra alimentate să zic cu, cu apă Care, Cum vedeți dumneavoastră această situație având în vedere faptul că tocmai s-a încheiat o lucrare extraordinar de mare și de importantă pentru Făgăraș da, Nu trebuie să criticăm acum nici nu vreau să criticăm. Locală, vreau, vreau da? să, să ne gândim la soluțiile tehnice pentru că exact. oamenii care sunt acolo, oamenii care au văzut lucrurile acestea, să nu înțelegă greșit lucrurile. Întrebarea, că... da, nu, da, asta și am vrut să subliniez. Suntem conștienți că există un șantier în momentul de față în municipiul Făgăraș, a venit o cantitate destul de mare de apă pe metru pătrat în Făgăraș datorită vremii. Eu am văzut că s-a creat această problemă din punctul meu de vedere cred că acele conducte de colectare a apei de ploaie, datorită nămălului care s-a creat datorită acestui șantier, toate sau majoritatea conductelor de colectare a apei de ploaie s-au colmatat. Dacă vă duceți și deschideți căminele de vizitare a acestor conducte, veți vedea că acolo aceste cămine sunt pline de pământ, de nămol. Asta ar trebui să facă în următoarea perioadă, administrația locală să trimită personal să curețe aceste cămine și eventual acolo unde sunt și conductele colmatate, există soluție ca să, să fie de colmatate ca în următoarea perioadă, dacă vine iarăși o ploaie torențială cu cantitate mare pe metru de apă pe metru pătrat, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat. Uh, și datorită acestui șantier, poate unele conducte s-au rupt, conductele uh, care colectează apa uh, pluvială. Uh, și aceste lucruri trebuie remediate. Nu sunt rigole de a colecta apa pluvială, tot din cauza acestui șantier. Uh, Trebuie să înțelegem aceste lucruri și să acționăm, să remediem, măcar pentru uh, puțin, adică pentru un timp scurt, să remediem aceste, aceste defecțiuni pentru a nu avea disconfortul pe care l-am avut zilele trecute. Iar după încheierea șantierului, această rețea de colectare a pluviale, ca și rețeaua de canalizare menajeră trebuie luată și verificată cap-coadă, ca după ce noi venim și modernizăm străzile prin asfaltare și refacerea trotuarelor, să nu mai avem astfel de incidente. Deci, o verificare cap-coadă trebuie făcută. Foarte urgent. Foarte urgent, înainte de investițiile da, de modernizare Da. Și, și nu trebuie neapărat să aruncăm cu pietre într-o lucrare care vorba aceea, nu putea fi... Știți, vedeam tot pe un site de socializare o anumită situație. Orice lucrare care să face, și dumneavoastră sunteți de meserie, sunteți ingineri, sunteți da. chiar în subiect. O asemenea lucrare se dimensionează la numărul de locuitori și nu la, eu știu, o cantitate de apă care vine din cer, la urma urmei. A, nu este chiar așa. A, orice rețea de canalizare se dimensionează la numărul de locuitori, dar și la cantitatea de apă Ai un trecut și vezi în zona respectivă vezi ce cantitate de apă când plouă vine pe metrul pătrat. Și atunci ai acel trecut, ai numărul de locuitori și atunci dimensionezi rețeaua de, de canalizare în în situația, în situația asta. În fine. Deci se, se, se iau date, proiectanții au date pentru a proiecta o asemenea rețea de canalizare. E regulă. Haideți să trecem la subiectul pe care l-am ales pentru această emisiune, funcționarea primăriei. Cum vedeți dumneavoastră funcționarea primăriei? În primul rând, funcționarea primăriei trebuie să noi funcționarii, aleșii locali, personalul contractual trebuie să dea dovadă de transparență decizională. Uh, mai departe, uh, toți cei care uh, uh, lucrăm și uh, luc de fapt noi suntem angajați să, să fim în slujba cetățeanului uh, și trebuie atunci când dumneavoastră veniți la primărie, dumneavoastră trebuie să fiți uh, primit, uh, nu Spune aparat cu zâmbetul pe buze, dar trebuie să, să fie o atmosferă în care dumneavoastră mergeți la primărie cu plăcere. Nu, înainte să mergeți la primărie, uh, vă vine în cap, Aoleu, eu trebuie să merg la primărie și acolo iarăși stau două ore la coadă, iarăși nu primești hârtia, iarăși sunt trimis uh, dintr-o parte în alta ca să primești diferitele documente pe care eu le cer sau și pe și care dumneavoastră vi se cuvin. Uh, și ca să noi să avem o funcționare în acest sens, trebuie să avem oamenii care lucrează cu publicul, oameni care conștientizează că cetățeanul din Făgăraș este de fapt ca și în o afacere privată, ați văzut că este vorba uh, uh, că Cetățeanul este stăpânul nostru, cumpărătorul este stăpânul nostru și trebuie să-l atragem să cumpere din magazinul nostru. Mai departe, noi obligând cetățenii să plătească taxe, măcar să avem decența ca acea taxă să le o luăm um, omul să nu, să nu aibă o repulsie față de primărie sau față de casierul de la taxe și imposte, mă duc chiar și le dau bani și în loc să îmi ia și să îmi scurteze timpul cât, cât plătesc eu acea taxă, mi uh, ia în scârb sau mă, mă reprogramează pentru a doua zi sau am mai auzit, am avut uh, uh, o reclamație sau o discuție cu un prieten că și-a plătit taxa, deci taxa locală, e vorba de o mașină, uh, la sfârșitul lunii martie, 27 martie. Și după 27 martie a avut executare silită pe cont. Când s-a dus să reclame la primărie, a demonstrat prin chitanță că uh, și-a plătit taxa. Uh, I-a zis doamna de acolo să depună o cerere ca să recupereze uh, banii pe care l-a executat uh, pe cont. Dar uh, domnul respectiv mi-a spus nu sunt numai acei bani. Banca mi-a luat și un comision destul de mare. Eu de unde recuperez acel comision? Și a avut un răspuns: pe să o plătești la timp, pe mi-am plătit o doamnă la timp. Deci, greșelile pe care le fac funcționarii trebuie să le recunoască și să le remediem. Nu trebuie să avem respingere față de oamenii care își plătesc taxe și impozite. Și eu văd așa o funcționare a primăriei și a tuturor instituțiilor subordonate statului. Și am mai spus-o nenumărate rânduri. Am vorbit și cu noastră în afara emisiunii. Am văzut în diferite programe ale unor candidați cazarma din Tudor. Unii candidați ar vrea să o transforme în hotel, alți candidați ar vrea să o transforme în altceva. Eu văd și mi-asum ceea ce spun acum acea clădire reabilitată pentru că este în proprietatea primăriei, în proprietatea municipalității, reabilitată, iar toate instituțiile subordonate statului, și aici vorbim de la trezorerie, finanțe, apia, primărie, ITM, șomaj, ca toate acele instituții, normal prin discuții că finanțele și aparține, ele aparțin de Ministerul Finanțelor, ca primăria să pună la dispoziție acest spațiu ca toate aceste instituții să fie la un loc. Având aceste instituții la un loc, cetățeanul, o să fie mult, o să fie mult mai ușor ducându-se și rezolvând problemele în, a, în același loc. Durata de durata de lui... reacție a omului de, a funcționarului va fi mult mai uh mică, spuneți dumneavoastră, va fi mult spus. mai rapidă pentru că dumneavoastră dacă vă duceți și aveți nevoie să depuneți la API, da, un exemplu. Vă trebuie o adeverință de la primărie, vă trebuie o taxă plătită la trezorerie, la trezorerie vă trebuie scos de la finanță că aveți toate taxele plătite și sunt într-un singur loc, cu un ghișeu unic uh, pentru funcționarea primăriei, te duci și depui cerere și în termen de, acolo se dă un termen de, nu știu, 15-30 de zile, 3 zile în funcție de, de, de uh, urgența documentului, uh, veniți și vă ridicați acel document. Sau conectarea plătirii taxelor la sistemul Ministerului Finanțelor. Din asta vă puteți plăti taxele de acasă. Online. Online. Deci, această conectare trebuie făcută uh, imediat, pentru că uh, sunt foarte mulți cetățeni care au posi această posibilitate, și atunci uh, cetățeanul care se duce acolo să-și plătească taxele nu vor mai fi atât cetățeni, iar funcționarii nu mai au uh, atât uh, de lucru de lucru în față în față cu cetățeanul. Și trebuie să și recâștigăm respectul funcționarului public față de cetățean, dar numai așa ne îl recâștigăm, având o atitudine față de cetățean plăcută și o atitudine în care cetățeanul să vadă că noi vrem să-l ajutăm să-și plătească acea taxă. Iarăși am mai avut o discuție ieri cu un cetățean din Făgăraș care mi-a spus că nu se poate ca impozitul pe casă și pe terenul aferent casei să fie terenul aferent casei să fie uh, băgat la un impozit uh, la un teren, uh, cer, un teren cel, mai fertil și nu există așa ceva. Terenul intravilan se plătește teren construcții și terenul aferent construcției. Se plătește pe categorii A, B, C. Terenul care este inclus la taxe și impozite este terenul categoriei de folosință, care este în cadastru, fâneață sau arabil. Deci cei de la primărie nu, nu i-a explicat că nu plătește de fapt în intravilan categoria de folosință a terenului vis-a-vis -vis de fertilitate, cum a înțeles domnul respectiv ci vis-a-vis -vis de categoria uh, zonei în care există acel teren. Și sunt lucruri deci care... Vă referiți la faptul că este și o slabă comunicare? Sau vreți să îmbunătățiți această comunicare? Vreți ca informația care să ajungă la cetățean să fie mult mai rapidă și mai exactă? Trebuie această comunicare și noi ca să funcționăm Uh, și să fim înțeleși de cetățeni, pentru că legile uh, administrației publice locale sunt diferite față de o, o lege care privește o afacere privată. Și atunci, noi trebuie să explicăm oamenilor dumneavoastră, aveți o afacere privată și uh, cunoașteți legile de funcționare a afacerilor noastre. Legile administrației locale sunt total diferite. Și noi trebuie să avem. Uh, acei oameni care comunică corect cu cetățeanul și trebuie să facă să înțeleagă cum funcționează uh, o primărie. Și atunci această comunicare trebuie făcută cu cetățeanul, dar nu de oricine, de oamenii, oameni care știu să explice acest lucru și care sunt informați și ei trebuie să stea să se informeze ca să explice omului. Iar acest compartiment de comunicare este benefic pentru o primărie. Ceea ce spuneți dumneavoastră pare, la o primă vedere, un alt tip de mentalitate. Puteți să schimbați o mentalitate veche, o mentalitate care a funcționat ani de zile în primărie, în instituțiile statului. Uh, sunt încrezător că pot să schimb această mentalitate. În 2008 când am ajuns la primăria drăguș am, impu nu că am impus prima dată am uh, convins oamenii lucrătorii din primăria drăguș că așa este mai bine să funcționăm. Iar prin acei oameni am transmis cetățenilor uh, aceste aspecte. Și în uh, primul rând trebuie să fie convinși funcționarii din primăria Făgăraș că numai așa putem să ne recâștigăm încrederea și respectul față de cetățenii din Făgăraș. Noi avem nevoie și noi ca aleși locali și funcționari și contractuali să facem tot posibilul să recâștigăm încrederea cetățenilor. Să facem o alt fel de administrație. Iar acest lucru pe mine mă preocupă pentru a funcționa în continuare pentru a-ți implementa proiectele și pentru a le prezenta uh, societății civile, uh, cetățenilor Făgărașului, pentru a înțelege de ce noi trebuie să aplicăm acele proiecte. Iar uh, factorii de care transmit aceste informații sunt funcționarii din primăria Făgăraș. Și nu Cred că nu sunt oameni care uh, nu sunt dispuși să facă altfel de administrație. Am vorbit cu foarte mulți uh, funcționari din Primăria Făgăraș și contractuari care ar vrea să facă o alt altfel de administrație. Și sunt foarte mulți. Știți? Și sunt convins că o să am cu cine să lucrez în Timurie Făgăraș. Eu, și eu știu și sunt convins că sunt foarte mulți oameni acolo care muncesc și își fac treabă. Fără discuție. Dar e de impresia generală care este lăsată într-un fel sau altul este aceea că un uh, programul de lucru în instituțiile statului sunt, este destul de lejer. Uh, în timpul programului își mai fac și cumpărăturile. Știți? Asta, cam asta este imaginea pe care o a transmis-o mai departe funcționarul public, nu doar în Făgăraș, în general, în funcționarul general. public. Cu ceea ce veniți dumneavoastră este o mentalitate nouă. Nu știu dacă ea poate fi aplicată așa de ușor. Poate fi aplicată și vă rog frumos să, să mă înțelegeți și să credeți că uh, mai ales după acești 26 de ani, eu cred că toate administrațiile și-au dat seama că avem nevoie de încrederea unuia în unuia, să dăm încrederea și eu să dau încrederea funcționarului și funcționarul să-mi dea încrederea mie. Ca cetățean vorbesc în momentul de față. Fără această încredere și fără recâștigarea respectului nu o, o, nu avem o societate care să funcționeze așa este în administrația românească ceea ce nu este, în străinătate nu este așa direcția unei unități administrative unui municipiu în cazul de față o dă administrația locală și cum funcționează administrația locală așa funcționează și comunitatea, societatea din Făgăraș implicarea și pârghile le are administrația locală și atunci noi trebuie să ne schimbăm această mentalitate, trebuie să facem altfel de administrație ca să putem să avem o funcționare mai sănătoasă, mai unită a societății din Făgăraș a comunității din Făgăraș și noi de la, de la primărie dăm această direcție și avem nevoie de schimbarea mentalității și o să o, să, o, să o avem eu la primăria Drăguș, pe lângă și am vorbit cu dumneavoastră înainte să depun candidatura la primăria Făgăraș, în diferitele misiuni, în calitatea mea de primar al Comunei Drăguș, am discutat de o funcționare a administrației și administrarea Comunei, dacă mai țineți minte. Și vă spuneam că noi funcționăm, avem echipa primăriei Drăguși, Consiliul local, local, ca legislativ, echipa primăriei Drăguși, ca executiv. Pe lângă aceste două echipe, noi mai aveam așa. O comisie formată din cetățeni ai Comunei Drăguși. Cetățeni luați de pe vecinătăți. Mai țineți minte când mm. v-am spus. Și mai aveam un compartiment de competitivitate. În acest compartiment. Am luat 2-3 oameni, 4 oameni, nu mai mulți, că nu, nu aveam nevoie uh, la primăria Drăguș. Oameni care s-au uh, -au gândit și au venit cu idei și cu proiecte și cu proiecte inovatoare pentru Comuna Drăguș. Eu am luat aceste idei, le-am discutat și în comisia mi spuneam noi Comisia de fond funciar era uh, formată din 30 de oameni această comisie discutam doar de administrarea comunei le discutam în această comisie pentru că aceste proiecte uh, făceau referire la administrarea comunei Drăguș ce direcție îi dăm uh, comunei Drăguș le discutam și pe urmă veneam eu ca executiv le uh, -o, le puneam pe ordinea de zi în Consiliul Local mai departe aveam uh, hotărâri de Consiliul Local iar executivul uh, le puneam în practică Și această schemă are aplicabilitate și la Făgăraș? Sigur că da, la Făgăraș uh, un executiv avem, avem legislativ am, avem uh, comisiile astea de administrare al municipului Făgăraș se pot face în următorul fel. Acest compartiment de competitivitate, aceste compartimente, de fapt, care ar trebui de competitivitate, vor trebui să fie compuse din tineri, în primul rând, tineri care se pricep și au o viziune spre a implementa proiecte inovative și în proiecte de cercetare, și specialiști care de-a lungul timpului ei s-au lovit, au, aici în făgărea s-au lovit de diferite probleme. Iar aceste compartimente de competitivitate, împreună cu asociații de profil din oraș, împreună cu uh, oameni de diferite categorii sociale sau diferite categorii profesionale, vom avea aceste proiecte, aceste idei și le vom discuta cu acest, aceste comisii dar nu trebuie să le spunem comisie, comisie o aveam la drăguș aceste comisii, de exemplu cu reprezentanți ai pensionarilor, cu reprezentanți, cu ingineri constructori, cu ingineri chimici, cu ingineri care au, au lucrat în, în în fostul combinat Nitramonia cu profesori, deci toate aceste compartimente trebuie uh, direcționate pe fiecare specialitate. Inițial și vor fi oameni care în aceste comisii vor veni să pună umorul voluntar la reconstrucția municipiului Făgăraș, iar acești uh, specialiști de care vă spun care trebuie să vină cu idei inovative, implementând aceste proiecte, Uh, acești specialiști trebuie să intre în implementarea lor, pentru că inițial vor veni voluntari ca să dăm drumul la aceste proiecte, dar aceste proiecte, având ei, având ideea de proiect, trebuie să intre în implementarea și urmărirea acelui proiect. Și atunci vom avea uh, și oameni care se implică, iar mai departe acei oameni vor fi și plătiți. Va fi o implicare a societății în această situație? A Cât mai multă implicare a societății. Mergeți pe ideea asta de implicare a comunității, a societății civile în toate proiectele dumneavoastră viitoare? Este unul din naturile, va fi unul din naturile mele, pentru că toată lumea își pune întrebarea: ești independent? Ce o să faci cu un legislativ politizat? este unul din naturile mele ca eu să comunic cât mai bine cu societatea civilă să uh, îmi aprobe inițiativele de proiecte pentru modernizarea municipului Făgăraș iar după ce eu am acordul societății civile, eu vin în legislativ și atunci legislativul uh, nu o să mai aibă prea multe pârghii de a bloca, proiectul, pentru că eu, după ce am dezbaterea și de fapt proiectele vin de la societatea civilă în mare parte, acele inițiative, eu vin cu argumente puternice în Consiliul Local. Și bineînțeles, și Consiliul Local, cetățenii Făgărașului trebuie să studieze foarte, foarte bine listele de candidați la, la funcție de consilier local a tuturor partidelor. Să nu mai țină cont nici măcar că dacă este social-democrat, sau dacă este de dreapta, sau dacă este de centru-stânga, nu contează. Să se uite, sunt alegeri locale, să studieze fiecare listă și să vadă fiecare om de pe listă, fiecare candidat. Și acolo unde unui cetățean îi place candidatul de pe listă și ar vrea să fie în Consiliul Local. Îl îndemn acolo să voteze. Nu contează uh, culoarea partidului. Ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, partidul atât de mult. Uh, uh, atât de multe partide în Consiliul, Local. în Consiliul Local, că atunci nu va fi un partid, un singur partid, în care șeful lui să dea direcția la cei 5, 6, 7 consilii. Așa faci. Trebuie să fie dintre nou, din 19 consilieri, din punctul meu de vedere, toate partidele care acum participă la, la aceste alegeri să aibă reprezentant. Dumneavoastră aveți susținere declarată a forumului german. Da. Cum vedeți această susținere? În Drăguș nu a fost niciun, din câte știu eu, niciun cetățean de naționalitate germană nu este în Drăguș. Da, nu este. Aș mai vrea să adaug ceva la subiectul trecut, subiectul anterior. Mă bucur că în această campanie, după cum ați văzut, și pe rețelele de socializare, societatea civilă a început să vorbească. Foarte mulți oameni din societatea civilă au început să iasă să vorbească, ceea ce nu s-a întâmplat până acum. Și mă bucur că în alegerile astea noi toți candidații am trezit interesul societății civile și aș vrea să fie o participare cât mai mare la vot ca cel care câștigă să, are, să aibă o reprezentativitate în, în viitoarea administrație la Drăguș nu am avut niciun niciun locuitor de etnie germană dar M-am gândit, am avut două motive să înființez secția de limba germană în, în Drăguș. În primul rând, trebuie să oferim copiilor să posibilitatea de a învăța cât mai multe limbi străine pentru a-i ajuta în viitor și eu de ce m-am orientat spre secția germană? După cum și nu aveam niciun gând să vin să candidez la funcția de primar al municipului Făgăraș. După cum vedeți, investițiile germane în apropiere de țara Făgărașului, Sibiu și Brașov sunt tot mai puternice. Și atunci m-am gândit că acești copii trebuie să aibă posibilitatea ca să lucreze aici în zonă, să nu plece în străinătate. Acești investitori germani caută vorbitori de limbă germană de și ei, ei au o prioritate. Și le-am oferit această posibilitate. Am mai fost un motiv și am găsit, am, vă dați seama, înainte să înființez secția de limbă germană, am dus să mă interesez ce, ce constă acest lucru. Am mers la minister, am depus cerere, mi-a aprobat cererea, dar mi-au spus bun, vrem să vedem și învățătorul sau profesoara. Pentru că există o problemă în a găsi cadre didactice uh, pentru predare limba germană. Uh, am mers la consulatul Germaniei din Sibiu și mi-au uh, indicat pe doamna Daghi, care a predat în Victoria, și m-au rugat să merg să vorbesc cu dânsa pentru că ar vrea să vină într-o zonă rurală să, să, să stea într-o casă. M am dus, am vorbit cu doamna Daghi, am avut vreo 4-5 întâlniri. Ultima întâlnire, înainte să plece dânsa în vacanță, ne-am întâlnit, ne-am strâns mâna, a comandat o sticlă de vin, am băut un, un, un mic pahar de vin și ne-am despărțit. Mi-a spus că în 13 sau 14 septembrie se va prezenta la drăguș. Nu a mai vorbit nici o secundă cu doamna. Vă dați seama că nu, panică, vine, nu vine. Eu am spus așa, am vorbit cu doamna, ne-am uitat în ochii unul, ochi unul altuia și o să vină. În 14 septembrie, doamna s-a prezentat uh, la școala din drăguș. Da, ați povestit o situație și prin asta amplificat, să zic așa, rigurositatea germană. Exact. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. S-a terminat deja. S-a terminat, că de fiecare dată trece timpul sau au expirat cele 30 de minute alocate. O să discutăm despre proiectele viitoare într-o viitoare emisiune. Vă mulțumesc pentru prezență. Vă mulțumesc pentru invitație! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, eu sunt Sandu Gherghe și vă doresc toate cele bune.